Centrul Sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Acum oferte diversificate de hoteluri de 3, 4 sau 5 stele. Plecări cu zboruri directe din Cluj-Napoca pentru Creta, Zakynthos, Rodos, Antalya și Palma de Mallorca. În plus, noi ne ocupăm ca tu să beneficiezi de programe economice și de lux și îți găsim bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour. Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 12. Telefon 0265-512-008. Idea Tour. Ideea ta de vacanță. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Mai multe străzi și zone pietonale din Reghin sunt în lucru la această oră. Planul de lucrări la drumuri întocmit de primărie cuprinde încă multe puncte, iar în această perioadă muncitorii se află în zone diferite ale municipiului. Se lucrează în piațetă și pe strada Aurel Vlaicu, dar și pe străzile în pantă din apropierea Pieței Mari. Starea vremii este numai bună pentru lucru la drumuri, consideră primarul Maria Precup, care a solicitat echipelor de muncitori să-și intensifice activitatea pentru ca străzile reghinene să intre în iarnă în stare bună. O zonă de șantier se află în piațeta din cartierul Libertății, unde se va instala iluminat din pământ și s-a amenajat intrare în Biserica Ortodoxă. Primesc atenție străzile Aurel Vlaicu și Făgetului. Strada Aurel Vlaicu, care a fost de curând asfaltată și oamenii sunt extraordinar de încântați. Urmează să mai facem și intrările și rigolele și ce putem ca strada să fie perfectă, pentru că era, zic, una dintre cele mai neîngrijite străzi din municipiul Reghin, mai ales că este o stradă și destul de centrală, este în pantă, este paralelă cu Călărașilor și de pe Călărașilor avem multe probleme cu deversările de canalizări și gunoiul aruncat către Aurel Vlaicu și acolo avem niște lucrări colaterale lucrărilor de asfaltare. Tot în această perioadă, echipele de lucru pot fi întâlnite pe străzile în pantă din apropierea Pieței Mari. Munca nu se arată ușoară, dar schimbările sunt necesare pentru crearea unor condiții bune riveranilor. Săptămâna viitoare se va trece și la asfaltări. Urmează străzile greu de amenajat, cum ar fi strada Garofiței, Grădinarilor, Vezlzei și Morii. De pe Morii a trebuit să luăm toată piatra cubică, pentru că era doar parțial piatra cubică, în rest era sau beton sau asfaltări, doar câlpeli. Am ridicat tot ce a fost acolo, urmează să o aranjăm pentru a fi asfaltată, iar pe strada Garofiței avem mult de lucru, pentru că este cea mai abruptă pantă. Am schimbat un pic modul de colectare a apei a canalului pluvial pentru a nu fi inundate curțile și beciurile lor. Pe lângă piațetă și străzi, planurile primăriei de amenajare cuprind și câteva trotuare, mai ales acolo unde n-a existat niciodată acces pietonal, iar trecătorii erau puși în pericol. În paralel, oamenii de la secția de drumuri continuă cu trotuarele pe strada Palinei, o să mergem pe Aurel Vlaicu, am încercat și am fi dorit să facem și pe subcedate, cred că nu mai avem timp fizic pentru acest lucru și facem lucrări de mai mici dimensiuni pentru a ne încadra în timp, în funcție de comunicarea pe care o avem cu cetățenii. Totodată, primăria Reghin se ocupă în acest moment și de licitații pentru contractarea unor lucrări de asfaltare. Astfel, până la finele anului, se va realiza planul propus de modernizare a 17 străzi din municipiu.
O femeie de 92 de ani din Reghin a fost prinsă astăzi într-un incendiu de proporții produs pe strada muncitorilor. Bătrâna gătise în bucătărie, după care s-a culcat. Focul a scăpat de sub control și în scurt timp flacăra s-a extins la alte încăperi și la o locuință din apropiere. Femeia a fost salvată de un vecin și preluată de un echipaj SMURD. Pompierii ajunși la fața locului au avut nevoie de mai multe ore pentru a stinge incendiul. Cauza rămâne încă neidentificată până la o analiză mai atentă. Incendiu de proporții astăzi în strada muncitorilor din Reghin. O femeie de 92 de ani a fost prinsă în bucătărie de flăcările scăpate de sub control. Gătise de mâncare, după care s-a culcat. Un vecin a văzut ce se întâmplă și a sărit în ajutor. Eram cu soția în fața casei, lucram și soția a auzit că pușcă ceva, sună ceva. S-a dus în spatele casei și a văzut că arde casa la vecina. Repede am tras furtunul cu apă și am început să udăm mai mult casa. S-a extins dinspre bucătăria de vară spre casă. Am stropit casa mai mult, că nu mă puteam apropia tare de foc. Am fost și ars pe... Tot m-am ars pe mână și aici, pe partea asta, la burtă. Și am sunat prima dată la 112. După aceea am întins furtunul și cât am putut am făcut. Incendiul a pornit din bucătărie și s-a extins repede la alte încăperi și la o locuință din apropiere. Femeia prinsă între flăcări a suferit un atac de panică și după ce a fost scoasă afară, un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor. Două mașini de pompieri au ajuns imediat la fața locului pentru a stinge incendiul. Angajații ISU s-au luptat cu flăcările mult timp, iar cauza focului a fost greu de depistat imediat. Detașamentul de pompieri Reghin a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu pe strada muncitorilor numărul 60. La solicitare am intervenit cu două echipaje cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Incendiul se a manifestat de la anexele gospodărești, extinzându-se la acoperișul casei și o bucătărie de vară a vecinului. Deocamdată nu cunoaștem cauza exactă a incendiului. Femeia a scăpat cu viață în ciuda vârstei înaintate, rămân însă pagubele provocate de foc. Flăcările au afectat nu doar locuința femeii, ci și o casă din vecinătate. Am noroc că nu a ajuns numai la bucătăria de vară unde am pentru iarnă, murăturile, lemnele pentru iarnă, numai alea, restul nu. Restul e așa cum e casa, bine că nu a ajuns la casă. Echipajul SMURD a dorit să o transporte pe victimă la spital, dar aceasta a refuzat, pe motiv că se simte bine. Stingerea incendiului a durat mai mult de o oră, timp în care pompierii au încercat și să identifice cauza izbucnirii focului. Pompierii români se pregătesc de sărbătoare. Mâine, 13 septembrie, se împlinesc 165 de ani de la bătălia din dealul Spirii și ca în fiecare an, la această dată, se sărbătorește Ziua Pompierilor. Cu acest prilej, detașamentul de pompieri din Reghin a organizat astăzi Ziua Porților Deschise, eveniment la care au luat parte șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horia Mureș, Dorin Oltean și primarul Maria Precup. Zilei pompierilor din România. Sunt comand de detașament, locotenent colonel Chibul Cuteanu. Bună ziua! Detașament drept, detașament pe loc de pauză. În fiecare an, la data de 13 septembrie, se sărbătorește Ziua Pompierilor. La 165 de ani de la bătălia din dealul Spirii, detașamentul de pompieri din Reghin a pregătit Ziua Porților Deschise. Cu acest prilej, locuitorii din municipiu au avut posibilitatea de a vedea echipamentele din dotare și au fost prezentate tehnici utilizate în cazul producerii unor situații de urgență. Evenimentul a debutat la ora 12 în prezența primarului municipiului Reghin, Maria Precup, și șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horia al județului Mureș, colonel doctor inginer Dorin Oltean, dar și reprezentanții poliției și jandarmeriei Reghin. Având în vedere că mâine, la nivel de unitate, la nivel de reședință de județ, sunt organizate o serie de activități prin care trebuie să particip și eu și o parte dintre colegii mei care constituie lotul de defilare, am hotărât împreună cu conducerea unității să sărbătorim cu o zi mai repede astăzi Ziua Pompierilor. Este, pentru noi este o zi de sărbătoare, o zi de comemorare a celor care și-au
sacrificat viața în intervenție, dar mă bucur că totuși au fost oameni care ne-au trecut pragul, au fost copii care au participat și au văzut tehnica de intervenție și au văzut exerciții demonstrative. I-am servit cu ceai, cu cafea, cu o bucată de prăjitură și lansez ca de câte ori avem ziua porților deschise, cei care vor să ne cunoască să ne treacă cu drag pragul, pentru că pompierii se bucură întotdeauna când avem vizita. Mă bucur că la Reghin există o subunitate etalon. Mă bucur că aici sunt oameni deosebiți și nu face decât să mă ofere o siguranță pentru cetățeni și să cred că întotdeauna vor avea în instituția noastră un partener, un aliat de nădejde care nu o să precupețească niciun moment dacă este cazul să-și dea și viața pentru a le salva viața și a le salva bunurile. Pentru oamenii care lucrează în această unitate, noi suntem onorați că suntem invitați și le dorim tot binele din lume, pentru că știm că sunt cei care veghează zi și noapte asupra noastră, asupra bunurilor noastre. Să își dorească și tinerii care își creează o carieră să lucreze într-o asemenea instituție, pentru că avem nevoie de oameni integri, demni și plini de sacrificiu. Trebuie să oarecum să mediatizăm mai mult activitatea lor, să îi evidențiem ori de câte ori putem și să avem grijă ca să nu le lipsească nimic. În cadrul evenimentului de astăzi a avut loc și un exercițiu demonstrativ de stingere a incendiilor. Acesta a fost impresionant pentru cei prezenți. La final, toți cei prezenți s-au adunat la o gustare de gulaș. Activitățile specifice sărbătorii Ziua Pompierilor vor continua mâine începând cu ora 11 la Sala Mare a Instituției Prefectului din Târgu Mureș, unde se va prezenta semnificația zilei de 13 septembrie și va avea loc o ceremonie de avansare în grad înainte de termen a cadrelor care s-au remarcat prin profesionalism. O nouă modificare majoră în învățământul românesc. Aceasta se referă la admiterea în liceu. De anul acesta școlar, rezultatele obținute la clasă vor avea o pondere mai mică, și anume 25%, iar restul de 75% va fi acordată evaluării naționale. Decizia a fost luată după ce Ministerul Educației a descoperit că este o discrepanță mare între notele de la clasă ale elevilor și media de la examenul de evaluare națională. Revenim la subiect după ce aflăm de la Marcela ce conține Jurnalul Economic de astăzi. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic aflați că băncile mai au în bilanțuri circa 3 milioane de credite de consum, după ce criza a șters 1,5 milioane de conturi. Doar ipotecarele și cardurile de credit au crescut. Ce înseamnă aceasta, vă spun mai târziu, atunci când aflați și că producția industrială din Uniunea Europeană a scăzut cu 1,7% în iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția este negativă în 15 state membre, dar nu și în România. Nu ratați așadar Jurnal Economic. Elevii nici nu s-au întors încă la școală, că se discută deja intens despre admiterea la liceu, care se va modifica din noul an școlar. Astfel, media de admitere la liceu nu va mai fi formată din 50% rezultatele din perioada gimnaziului și 50% media evaluării naționale. Procentul se schimbă în favoarea mediei de la examen. Schimbarea ponderii mediilor obținute în clasele 5-8, care pondere va fi de 25% față de media obținută la testare națională, care va avea o pondere de 75%, cu deosebirea pe care o știm deja, era ponderea era egală de 50-50. Decizia de modificare a mediei a fost luată în urma unei analize concrete pe rezultatele elevilor din acest an, în urma căreia au ieșit la lumină discrepanțe mari. Elevi cu medii de peste 9 la clasă nu au obținut nici măcar 5 la un examen național. Chiar și la nivelul județului Mureș, procentul de diferență este destul de însemnat. S-a constatat o discrepanță foarte mare la nivel național și în județe, și o să fac referire și la județul nostru, între mediile obținute de copii din clasele 8-a, mediile obținute în anii de școală, în clasele 5-8, și mediile obținute la testare națională. În județul Mureș această, să zic, diferență este de
de 2,56 în minus, în sensul că la testările naționale notele au fost mai mici decât la mediile obținute în clasele 5-8. De ce există această diferență între notele de la clasă și examen? Șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș consideră că încă elevii și părinților pun prea mare preț pe note, fără ca acestea să reflecte adevărata pregătire a școlarilor. De fapt, s-a constatat că este o goană, în ghilimele, foarte serioasă pentru a obține note cât mai mari în ciclul gimnazial. Este, de fapt, cum spunea și domnul ministru, este o înțelegere tacită între școală și familie ca notele acelea să fie cât de mari, cât mai bune, ca să-l ajute pe copil în faza imediat următoare, adică la admitere. Ceea ce nu este corect. Ștefan Someșan mai spune că noua metodologie de admitere va face ca notele să fie mai aproape de reala pregătire a copiilor. Ministrul Educației a transmis chiar cadrelor didactice să nu mai fie subiective în notarea elevilor, pentru că ar putea răspunde dacă rezultatele sunt mai mari la clasă și foarte slabe la examene. Luni 16 septembrie debutează noul an școlar. Instituțiile de învățământ sunt pe ultima sută de metri cu primirea elevilor așa cum se cuvine. Deși lucrările de exterior vor mai dura, interioarele sunt pregătite pentru a primi copiii în cele mai bune condiții. Începerea noului an școlar este tot mai aproape de elevii care în curând vor spune adio vacanței, își vor pune ghiozdanele în spate și vor păși pragul clasei. Instituțiile de învățământ sunt în focul pregătirilor pentru primirea acestora într-un mediu cât mai plăcut. Lista renovărilor deja efectuate este lungă la gimnaziul Augustin Maior. Colegii noștri, cadrele didactice împreună cu personalul nedidactic, zugrăvesc holul de la școala mică. O firmă în acest moment ne repară jumătate din acoperiș și înlocuiesc jgheaburile pentru că acoperișul nostru este o mare problemă, apa intră în clădire. Clădirea școlii este pregătită complet la interior pentru luni 16 septembrie, prima zi de școală a acestui an. Pe parcurs însă se dorește realizarea mai multor proiecte care necesită timp. Este școala în prezent pregătită de începerea noului an școlar? Interiorul aproape perfect și oricum mai avem o zi. Exteriorul se lucrează la acoperiș și la pereți. O zi lucrătoare desparte cadrele didactice și elevii de începerea noului an școlar. Chiar și așa, responsabilii de lucrări sunt încrezători că totul va fi gata până la primul clopoțel din anul școlar 2013-2014. Începe școala, oamenii legii se mobilizează pentru a le oferi elevilor siguranță, atât în interiorul unităților cât și pe drum. Polițiștii, jandarmii și polițiștii locali vor colabora pentru a preîntâmpina incidentele, dar vin și cu recomandări pentru elevi și părinți, în vederea asigurării unui climat propice studiului. Se apropie debutul noului an școlar. Prima zi pentru elevi va fi și prima zi de acțiune din partea oamenilor legii din Reghin. Poliția, jandarmeria și poliția locală au stabilit de comun acord un plan de prevenire a incidentelor și accidentelor. Tocmai de aceea, echipaje vor fi la vedere în preajma tuturor unităților de învățământ. Vom fi văzuți atât colegii mei de la Biroul de Ordine Publică, cât și colegii de la Biroul Poliției Rutiere în fiecare dimineață în fața unităților de învățământ pentru a ne asigura că nu se vor întâmpla accidente în care să fie implicați elevii, respectiv pietonii. Bineînțeles, această activitate o vom desfășura împreună cu colegii jandarmi și colegii de la Poliția Locală. Cele mai mari neplăceri pot să apară în trafic. La orele în care elevii se îndreaptă spre școală sau pleacă de la ore, nerespectarea regulilor de circulație poate fi fatală, atât în cazul pietonilor, cât și a pasagerilor din mașini. Noi, pietonii, trebuie să circulăm doar pe trotuar, să fim foarte atenți pe unde traversăm strada, chiar dacă dimineața, de foarte multe ori, ne grăbim și noi, părinții, greșim uneori când parcăm mașina unde nu este permis, copilul se grăbește, coboară repede din mașină și, Doamne ferește, dacă încălcăm regulile de circulație, ne putem trezi cu evenimente nedorite și nefericite. O altă mare problemă a elevilor o reprezintă bunurile de valoare pe care le poartă la școală. Telefoanele și banii le pot crea neplăceri dacă sunt ținute ostentativ la vedere.
Vă rugăm, aveți grijă unde vă păstrați și unde puneți telefonul mobil când vă duceți pe stradă. Nu-l puneți în ghiozdane, în buzunarele exterioare, pentru că puteți rămâne fără el. De asemenea, dacă copilul nostru le dăm câte un ban de buzunar, să-și cumpere un corn, de exemplu, de asemenea, acei bani trebuie puși și păstrați în buzunarele interioare ale hainelor. Și tot pe linia prevenirii incidentelor și asigurării unui climat de ordine, Poliția Reghin are protocoale de colaborare cu toate unitățile școlare. Astfel, polițiștii pot interveni în soluționarea cazurilor apărute. Din fericire, în anul școlar anterior, la Reghin nu s-a produs niciun incident care să pună în pericol elevii sau profesorii. Satele sunt locurile preferate de cei care nu au loc de muncă și încearcă să își câștige existența prin metode necinstite. Pentru că furturile de pe terenuri sunt pe val, mai mulți voluntari s-au mobilizat pentru a desfășura acțiuni menite să scadă numărul acestor incidente. Furturile sunt un fenomen răspândit indiferent de anotimp. Infracțiunile se petrec însă mai des primăvara, când se fură lucerna, și toamna, când hoții sunt atrași de porumb și cartofi. Satele sunt locurile preferate de cei care nu au un loc de muncă și încearcă să-și câștige existența prin metode necinstite. În acest sens, primarul, poliția, voluntarii din Voivodeni și alte sate învecinate, împreună cu o firmă de pază, au hotărât demararea unei acțiuni de prindere a acestor hoți. Am avut niște reclamații în comună. Cei din Apalină, anul acesta, de vreo două ori, dacă au venit. Le-am zis, dacă veniți, aveți grijă, că avem serviciul de pază care e foarte bine organizat, și ne-au promis, dacă o să avem neplăceri, o să ne ajute și la 12 noaptea, dacă e cazul. Șeful firmei de pază spune că atât administrațiile locale, cât și sătenii sunt mulțumiți de intervenția echipajelor și se simt în totalitate în siguranță de când oamenii de intervenție păzesc pădurile, câmpurile și lacurile de agrement din zonă. Noi facem pază aici de 4 ani de zile și în general cunoaștem situația de comunele respective. În fiecare zi, cum ați văzut și astăzi, la fața locului avem cel puțin 3-4 persoane care sunt surprinse pe câmp sau pe lacul de agrement sau în pădure, în care îi surprindem furând. Îi prindem, le recomandăm să încearcă să se limiteze, să nu mai vine la furat, pentru că unii dintre ei știu foarte bine ce se întâmplă, sale cu dosare penale și mai mult de atât. Scopul comun este reducerea pe cât posibil a numărului de furturi. Acesta se poate realiza prin intervenție, dar și prin atenționarea celor care săvârșesc astfel de fapte, că riscă pedepse mari. Cei prinși asupra faptului se aleg cu amenzi, dosar penal și chiar închisoare. Poziția de membru al Senatului este cea mai complexă dintre toate funcțiile pe care le-a avut Alexandru Petru Frătean. Senatorul de Mureș consideră că a face parte din instituția supremă în stat este o mare provocare și o enormă responsabilitate. Cât privește imaginea de senator, Frătean este de părere că nu toți cetățenii conștientizează ce înseamnă să activezi în Parlamentul României, iar mulți dintre ei fac comentarii fără a fi în cunoștință de cauză. Înainte de a intra în detalii, vă invit să aflăm de la Ionuț câte ceva despre vreme. Bun găsit la Jurnal de Vreme! Și astăzi vremea s-a menținut în general instabilă, cu soare, dar și cu ploi care au căzut mai cu seamă de dimineață și în a doua parte a zilei. Temperaturile au fost în schimb destul de generoase, 24 de grade Celsius s-au înregistrat astăzi în județul Mureș, în timp ce la Reghin au fost 23 de grade. Însă cu mai multe informații despre vreme revin la final de jurnal. Un om politic activ, dar și cu importante funcții de execuție. Acesta este Alexandru Petru Frătean, senatorul de Mureș, ales anul trecut în Colegiul Reghin. A fost pe rând director de societăți comerciale, director general în Ministerul Economiei, vicepreședinte al Consiliului Județean, prefect. Totuși, niciuna dintre funcții nu i s-a părut atât de complexă și importantă ca cea de membru în Senatul României. Toată viața mea activă, matură, să spun, de om matur, a fost un executiv permanent, un șef de atelier, un șef de secție, director, ministru, prefect, Consiliul Județean și așa mai departe. Din această perspectivă, viața ca senator este total diferită.
Parlamentul este instituția supremă în stat, dar și locul în care se iau cele mai importante decizii pentru prezentul și viitorul cetățenilor. Senatorul Frătean este conștient de acest lucru și mărturisește că îi se pare o mare responsabilitate fiecare acțiune pe care o întreprinde din postura de membru al Senatului. Una dintre instituțiile supreme ale statului este vârful instituțiilor democratice din România și din orice stat democratic și civilizat, care legiferează și care stabilește prin vot cum trebuie să funcționeze societatea românească, cum trebuie să fie salariile, cum trebuie să fie regulile, cum trebuie să fie legea circulației, cum trebuie să fie legile muncii, cum trebuie să fie codul fiscal. Vorbim de o foarte mare responsabilitate și de nevoia unei analize extrem de serioase a fiecărui gest pe care îl faci, a fiecărui vot pe care îl dai. Senatorul Frătean consideră la fel ca alți colegi ai săi din Parlament că cetățenii nu pot avea o imagine corectă asupra activității de ales al țării și tocmai pentru că nu știu exact ce înseamnă să fii parlamentar, unii vorbesc în necunoștință de cauză. Oamenii cred, au imaginea formată într-un fel sau altul asupra ceea ce înseamnă un parlamentar, un senator, spre exemplu, că, cum e cazul meu. Dar atunci când emit judecăți și iau decizii pe baza lor care le afectează viața sau poate afectează, eu știu, situația altora, poate că ar fi bine să știe despre ce este vorba. Invitat în emisiunea Șahmat, moderată de Ovidiu Ilisan, senatorul Frătean a subliniat cât de importante sunt ședințele pe comisii de specialitate, cele care nu se văd la televizor și despre care se vorbește prea puțin. Acestea sunt esențiale pentru legile ce urmează a fi promulgate și ocupă o bună bucată din timpul parlamentarilor. În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cel despre tractorul de Reghin și milionarul Mircea Oltean, care apare într-un articol în Presa Economică Națională. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află știrea despre lucrările de extindere de la Liceul Lucian Blaga. Materialul privind înscrierile la grădinița privată din cartierul Unirii, administrată de Biserica Adventistă, s-a clasat pe locul 3 ca număr de vizionări. Știrea despre lucrările de extindere de la Liceul Lucian Blaga a fost cea mai vizionată în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin cu peste 1200 de accesări. Materialul despre tractorul de Reghin și milionarul Mircea Oltean, care apare în Presa Economică Națională, s-a clasat pe locul 2, iar pe a treia poziție ca număr de accesări se află statistica celor mai vizionate știri. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Dar Reghin TV și participați activ la emisiunile noastre. Astăzi, de la ora 19:30, urmăriți în ediția specială un concert folk din cadrul Festivalului Hameiului desfășurat la Sighișoara. De la ora 21:30, Emeș Ardelean vă invită la Fițe de Provincie, unde o va avea ca invitată pe cosmeticiana Laura Moldovan la o discuție despre procedurile de îngrijire pentru toamnă. Vineri, de la ora 17:00, Simina Cota vă așteaptă la o nouă ediție Cuvinte Sfinte, unde îl va avea ca invitat pe părintele Ilie Damian. Tema emisiunii este Maica Domnului, Feciorie și Maternitate. De la ora 21:30 vă invităm să vă începeți weekendul pe un drum cu Voia Bună cu Cătălin Cioba, Mircea Mateiu și interpreții din zonă. Puteți participa activ la emisiunile noastre prin numărul de telefon 0365 100 116 sau prin mesaje pe pagina de Facebook Dar TV Reghin. Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți urmări în continuare jurnalul de sport realizat de Loredana Bendriș. Apoi veți putea vedea rubrica Jurnal Plus, care vine cu detalii despre lucrările de infrastructură. Într-un interviu cu primarul municipiului Maria Precup, va urma apoi jurnalul economic și cursul valutar, jurnalul de vreme și calendarul zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Complexul turistic AIMA. Destindere și relaxare la piscinele și terasele din cadrul complexului.
restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tip, hotel de 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial, sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Începe școala și ai nevoie de rechizite? Birotic Art reprezintă soluția. Cele mai bune prețuri din oraș pentru toate articolele necesare elevilor în noul an școlar. Rechizite de ultimă oră și multe cadouri surpriză doar la Birotic Art. Reghin, strada Pandurilor, numărul 4. Vino și începe școala cu Birotic Art. Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultate de Drept, Facultate de Științe Economice, Facultate de Psihologie, Facultate de Geografie. Înscrieri în campusul universității în perioada 3-28 septembrie 2013, între orele 10 și 18. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul și m-au sechestrat într-o baracă. Cam și dormeam ca un animal. Munceam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat permanent. După o luni, m-am aruncat pe stradă fără acte și fără bani. Cum a fost posibil? Nu m-am informat. A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu, cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet, susținută de Poliția Română. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit să urmăriți principalele știri din sport. Meci dificil pentru jucătorii lui Andrei Enedi. FC Zagon, adversara de mâine a formației Avântul Reghin, este una dintre surprizele plăcute ale acestui start de sezon. Covăznenii sunt neînvinși în actuala stagiune. Au două victorii din tot atâtea partide disputate. În ultimele două întâlniri, cei de la Zagon nu au reușit să se impună în fața grupării reghinene în niciunul din meciuri. Partida se va disputa de la ora 17. Alb-albaștri primesc mâine, în cea de-a treia etapă a seriei, vizita echipei FC Zagon, una dintre adversarele în formă a acestui start de sezon. Covăsnenii sunt neînvinși în actuala stagiune. Au două victorii din tot atâtea meciuri. Totuși, tehnicianul formației Avântul refuză să se gândească la o eventuală înfrângere a băieților săi. De un meci greu. Acum, sigur, eu tot timpul asta vă spun, dar asta e realitatea. Nu putem să zicem că un meci va fi ușor. Este o serie grea, o serie în care echipele sunt bine puse la punct, atât financiar cât și ca și loturi de jucători și trebuie să fim atenți. Trebuie să fim mai puternici ca ei, să fim mai agresivi, să ne dorim mai mult victoria și să avem acea mentalitate care o avem deja și mă bucur, suntem o familie la ora asta la Reghin. Trebuie să fim atenți, dar nici nu concep victoria. Eu consider că lotul nu este mai valoros, jucătorii mei sunt mai cu atitudine și sunt mai...
cu experiență față de cei de la Zagon și trebuie să câștigăm obligatoriu acest meci. Înaintea duelului, Avântul se află pe poziția a 5-a cu 4 puncte adunate, în timp ce FC Zagon are maximum de puncte obținut în primele două etape disputate. Au învins cu 2-0 în deplasare la FC Păpăuți și cu 1-0 pe teren propriu pe ACSM Câmpina. De cealaltă parte, Avântul a obținut o victorie clară în prima etapă, scor 3-0 cu FCM Târgoviște și a reușit un punct în confruntarea cu Compet Ploiești. Potrivit statisticilor, în ultimele două întâlniri, gruparea pregătită de Andrei Enedi a bifat o victorie și un egal în fața covăsnenilor. Meciul dintre Avântul și Zagon se joacă mâine de la ora 17. Victorie clară pentru BC Mureș în prima partidă din cadrul Cupei Mureș la basket masculin. Tigrii lui Srećko Sekulović s-au impus categoric în fața echipei Steaua CSM București cu 84-59. Partida celor de la BC Mureș a fost precedată de prezentarea lotului de jucători ce vor evolua în noul sezon competițional. Basketbaliștii de la BC Mureș au obținut prima victorie în cadrul celei de-a patra ediție a Cupei Mureș, competiție organizată de Sala Sporturilor din Târgu Mureș. BC Mureș a dispus de Steaua CSM București cu scorul de 84-59. Ritmul primului sfert a fost unul devastator pentru oaspeți, scor 28-12. Bucureștenii au crescut totuși în șansele lor în sferturile 2-3, pe care le-au adjudecat scor 14-18, respectiv 17-20. Fortuna mureșeană a venit în ultimul sfert, când au început să joace agresiv și mai sigur, astfel că ultimul sfert a fost fără drept de apel, 25-9. Înaintea partidei cu Steaua CSM București, vicecampioana sezonului trecut și-a prezentat în mod oficial lotul de jucători cu care va aborda noul campionat. Totodată, conducerea clubului BC Mureș a început emiterea abonamentelor pentru sezonul 2013-2014. Posesorii abonamentelor din sezonul trecut își pot rezerva locurile până la data de 20 septembrie. După această dată, locurile respective vor putea fi ocupate pe criteriul primul sosit, primul servit. Abonamentele vor fi valabile pentru meciurile din Liga Națională de Basket, Cupa României și Euro Challenge. Capacitatea uriașă de efort, tehnica și viteza sunt principalele calități ale lui Andrei Moldovan, un jucător polivalent care i-a atras atenția antrenorului Andrei Enedi. Imediat, tehnicianul și-a manifestat dorința de a-l avea în echipă. Mijlocașul a evoluat ultima oară la Rușii Munți, de unde a venit cu o determinare și o formă fizică remarcabilă. Urmăriți acum povestea lui. Andrei, cum a început povestea ta în fotbal? Păi, cum să vă spun, ca orice copil în fața blocului, după care pe stadion aici la Avântul, la juniori, prima dată tot aici la Avântul, după aia la clubul sportiv, mai mult acolo. Apoi am plecat la Rușii Munți, la vârstă de 17 ani, așa. După care am revenit aici. Ce te-a determinat să alegi această meserie, fotbalul? Păi, în primul rând, mișcarea, sportul, plăcerea și apoi restul. Pe ce post joci la Avântul Reghin? Pe postul de mijlocaș dreapta. Ai mai încercat și altele? Da, la început am jucat și mijlocaș central. Care crezi că ți se potrivește cel mai bine? Păi, eu știu. Unde te simți tu cel mai bine pe teren? Momentan, mijlocaș dreapta. Acum, ce decide și antrenorul. Ce crezi că ar trebui să îmbunătățești mai mult în jocul tău? Păi, cred că partea tehnică mai mult și pe faza de finalizare un pic mai clar, să fie mai clar. Ai un model de fotbalist care îți place din România, din străinătate? Cristiano Ronaldo, în primul rând. E mai pe viteză, mai pe stilul meu. Și din România, un pic mai muncitor așa, Borceanu, Mutu, care a fost, Chivu, cam ăștia. Totul s-a reîntregit aproape în totalitate în această vară. Au venit foarte mulți jucători buni. Cum ți se par? Cum te înțelegi cu ei? Cum ți se pare echipa că arată în momentul de față? Având în vedere că și eu am venit acum în vară, ca mulți dintre jucători, echipă foarte bună, foarte închegată,
băieți de caracter care ne-au primit foarte bine în echipă și sperăm să facem o figură bună în acest campionat. Care a fost primul tău antrenor? Domnul Ghiță Maiugan la copii, după care Suciu Viorel, domnul profesor Covrig, domnul profesor Borni, la Rușimunt, domnul profesor Adi Enedi, Ovidiu Mărginan, care m-a provat foarte mult. La toți am învățat câte ceva, dar, să zic așa, domnul profesor Ovidiu m-a învățat cel mai mult și se pare că am și evoluat cu dânsul. Ce îți dorești în continuare pe plan sportiv? La Avântul sau pe viitor? Păi, în primul rând, vreau să-mi fac datoria aici și, cine știe, poate mai sus. Noua ediție de campionat, cum o vezi? Cum ți se par adversarii din serie? Foarte grei, în pricina faptului că avem deplasări foarte lungi și echipe foarte ambițioase, care vin cu determinare și la care trebuie să le răspundem cu aceeași monedă și noi. Atât pentru astăzi, ne revedem mâine la aceeași oră. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Este o perioadă bună sau mai puțin bună pentru a se lucra la drumuri? Eu zic că foarte bună, pentru că nu mai este atât de cald. Mi era milă de oameni când temperatura era 30, peste 30 de grade și asfaltul cald și era greu să stai toată ziua în soare. Și de aceea noi suntem foarte implicați și zorim lucrările, pentru că este iarna pe noi. Și trebuie să ne lăsăm o perioadă de o lună să și pregătim străzile orașului pentru perioada de iarnă, să nu pățim ca anul trecut. Concret, de ce vă ocupați în această perioadă? Lucrăm pe mai multe fronturi. O parte dintre oameni și mai multe firme care ne ajută și concură pentru organizarea șantierului și lucrările premergătoare, pavării piațetei de vis-a-vis cu Lidl, între cele două biserici, inclusiv strada Aurel Vlaicu, care a fost de curând asfaltată și oamenii sunt extraordinar de încântați. Urmează să mai facem și intrările și rigolele și ce putem ca strada să fie perfectă, pentru că era, zic, una dintre cele mai neîngrijite străzi din municipiul Reghin, mai ales că este o stradă și destul de centrală, este în pantă, este paralelă cu Călărașilor și de pe Călărașilor avem multe probleme cu deversările de canalizări și gunoiul aruncat către Aurel Vlaicu și acolo avem niște lucrări colaterale lucrărilor de asfaltare. În piațetă acum s-au tras rețelele pentru iluminatul stradal. Vrem să facem un iluminat mai clasic din pământ cu corpuri de iluminat din fier forjat, cu arhitectură mai adecvată Reghinului nostru vechi. De aceea am făcut mai multe tatunări pentru a alege o variantă care să se potrivească. Astăzi am fost acolo pentru a devia intrarea pe Aurel Vlaicu în favoarea Bisericii Ortodoxe, care avea doar un metru de la intrarea de pe scări și la Aurel Vlaicu, și am încercat să deviem către piațetă și să le lăsăm mai mult spațiu în jurul bisericii pentru evenimentele care se organizează pentru înviere și pentru a amplasa cât mai bine iluminatul și reflectoarele care vor fi puse în jurul acestor biserici, care de fapt sunt partea de intrare a Reghinului, ținând cont că sunt la baza dealului care ne aduce în centru vechi. Oamenii de la drumuri pregătesc străzile pentru care avem contract de asfaltare. Două dintre străzi am și asfaltat, Făgetului și Aurel Vlaicu, și urmează străzile greu de amenajat, cum ar fi strada Garofiței, Grădinarilor, Vezrzei și Morii. De pe Morii a trebuit să luăm toată piatra cubică, pentru că era doar parțial piatra cubică, în rest era sau beton sau asfaltări, doar câlpeli. Am ridicat tot ce a fost acolo, urmează să o
aranjăm pentru a fi asfaltată, iar pe strada Garofiței avem mult, mult de lucru, pentru că este cea mai abruptă pantă, sunt casele, primele case de pe această stradă au fost construite și acum de mult, de 40-50 de ani, și acum sunt, chiar dacă nu este asfaltat, sub nivelul străzii, de aceea trebuie să facem rigole. Ieri am fost și am schimbat un pic modul de colectare a apei a canalului pluvial și în loc de tuburi la poduri am încercat să, la solicitarea oamenilor, să schimbăm curgrătare pentru a colecta apa din curțile vecinilor de pe versantul superior a străzii, deci partea superioară a străzii, pentru a nu fi inundate curțile și beciurile lor. Acolo se lucrează pentru ridicări de canale, podețe, intrări și rigole, la fel ca și pe grădinarilor, și urmează să asfaltăm cât de repede, cred că săptămâna viitoare asfaltăm aceste străzi, iar celelalte străzi până la 17, câte ne propunem să facem anul acesta, am fost nevoiți să dăm PSA pentru a fi organizată licitație, să nu avem probleme cu depășirea plafonului maxim care se poate fără să facem licitație. Asta ar fi pe partea de drumuri, cred că atât ne putem aventura în această toamnă. În paralel, oamenii de la secția de drumuri continuă cu trotuarele pe strada Palinei, o să mergem pe Aurel Vraicu, am încercat și am fi dorit să facem și pe subcedate, cred că nu mai avem timp fizic pentru acest lucru și facem lucrări de mai mici dimensiuni pentru a ne încadra în timp și săptămâna îl schimbăm sau adăugăm la lucrările, la lucrări colaterale și suplimentare în funcție de comunicarea pe care o avem cu cetățenii. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Del Leo, pizza cu adevărat italiană. Preparate din bucătăria tradițională italiană. Del Leo. Pentru comenzi la domiciliu, telefon 0743 082 045. Ambianță relaxantă și o terasă pe gustul fiecăruia. Reghin, strada Pandurilor, numărul 36. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE. Feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 26 august 2013 și 16 decembrie 2013, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua. La cumpărături de minim 500 RON la
toate tipurile de ferestre și uști PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, o combina frigorifică LG. Premiul 2, un televizor LED LG Full HD. Premiul 3, o mașină de spălat LG. 3 cuptoare cu microunde și 4 mașini de tocat. Tragerea la sorți va avea loc în data de 18 decembrie 2013. Detalii despre campania promoțională Comanda Ta, o șansă de a câștiga ediția a doua, găsiți în locațiile din regiune. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numerele 48, telefon 0266 342 128. Flosă, calitate, promptitudine, competență. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Legs Ale Gym. Respect pentru tine! Salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Găsit la Jurnal Economic. Băncile mai au în bilanțuri circa 3 milioane de credite de consum, după ce criza a șters 1,5 milioane de conturi. Doar ipotecarele și cardurile de credit au crescut. Stocul creditelor de consum din bilanțurile băncilor a scăzut cu echivalentul a 21 de miliarde de lei față de vârful atins în februarie 2009 la debutul crizei financiare pe piața locală și a ajuns la 55 de miliarde de lei, asta la sfârșitul lunii iulie, potrivit datelor BNR. Băncile au rămas astfel fără o sursă importantă de venit, în condițiile în care aceste credite au dobânzi foarte mari. Dezîndatorarea reduce presiunea pe bugetele clienților și lasă mai mulți bani disponibili pentru economisire sau pentru cheltuieli. Pe de altă parte, economia nu reușește să accelereze ritmul de creștere în condițiile în care robinetul creditării rămâne strâns, comentează specialiștii. Producția industrială din Uniunea Europeană a scăzut cu 1,7% în iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția este negativă în 15 state membre, în timp ce România a înregistrat a doua cea mai solidă rată de creștere, potrivit datelor anunțate astăzi de Eurostat. Producția industrială a scăzut cu 2,1% în zona euro în perioada analizată. Cele mai abrupte scăderi au fost înregistrate în Grecia, Irlanda, Malta și Suedia. La polul opus, cele mai puternice creșteri au fost consemnate în Estonia, România și Polonia. Raportat la luna iunie, producția industrială a Uniunii Europene a scăzut cu 1%, iar cea a zonei euro cu 1,5%, cu mult peste estimările economiștilor, care anticipau un declin de numai 0,3%. Acestea au fost știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!
Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 49 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei și 40 de bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 3 lei și 65 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 5 lei și 35 de bani, iar cu 1 leu și 52 de bani s-au vândut 100 de forinți maghiari. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei și 43 de bani, un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei și 32 de bani, francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei și 53 de bani, o liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 23 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem astăzi din buzunar 1 leu și 47 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a urcat la cotația de 145 de lei și 41 de bani. Bine v-a regăsit! Vreme în general instabilă în tot județul Mureș. Am avut parte astăzi de ploi încă de dimineață, dar și de soare și temperaturi destul de generoase. La Reghin, mercurul din termometre a indicat valoarea de 23 de grade, 24 la Târgu Mureș, iar la Deda 19 grade Celsius. Mâine meteorologii anunță că nu vom scăpa de ploi. Gradele din termometre vor scădea cu un grad sau două. Astfel că la Reghin sunt estimate 20 de grade Celsius, la fel și în Târgu Mureș, în timp ce la Deda sunt estimate 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, prognoza meteo se încheie aici. Sunt Ionuț Șoloca, vă mulțumesc pentru atenție! Bine v-am regăsit! O planșă întocmită în anul 1894 prezintă o suită de imagini ale municipiului Reghin. În 3 registre orizontale, planșa cuprinde un număr de 9 imagini ale Reghinului acelor timpuri. Pornind cu primul rând, planșa înfățișează următoarele edificii și zone intravilane ale localității: Mädchenschule, școala civilă de fete, Mittelgasse, strada mare, Gymnasial Gebäude, gimnaziul comunal. În rândul al doilea, Evangelische Kirche AB, biserica evanghelică, Ansichter Stadt von Ziegenwald, vederea a orașului din dreptul pădurii rotunde, Evangelische Kirche MB, biserica evanghelică reformată, iar în ultimul rând, alea de promenadă din parc, piața mare și pavilionul de promenadă din parc. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Dacă nu ți-ai ales echipa fotovideo pentru evenimentul tău special, acum e momentul să faci alegerea. Cu cel mai avantajos pachet pentru nunți, 2 cameraman, un fotograf, macara și multe alte accesorii care vor face din evenimentul tău un film artistic în format full high definition, totul la doar 2000 de lei. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0749-949-278, www.mpstudiofilms.com sau pe pagina de Facebook MP Studio Films.
Thank you.